vom căli foarte bine spanacul în două linguri de ulei până când se va deshidrata. El fiind congelat este foarte umed. Separat vom da pe răzătoare brânza, atât elemeaua cât și cașcavalul. Dumneavoastră, dacă nu aveți acest gen de brânză, puteți să puneți alta, adică brânză feta, brânză telemea domoală, cu gust domol, adică puțin sărată, caș de oaie, știu eu, o brânză de vaci care este foarte bine scursă, ricota, dar să fie tot așa ținută la scurs foarte bine și amestecată cu 2-3 linguri de făină, pentru că este destul de moale. Vom bate ouăle și le vom amesteca în brânza rasă. Prima dată am pus 4 ouă, dar nu am mai adăugat mult pentru că mi s-a părut că este foarte multă brânză comparativ cu cantitatea de ouă. Și foile de plăcintă de obicei cer hidratare, adică dacă spanacul l-am deshidratat, automat brânza trebuie să aibă, să fie mai moale, mai lichidă, datorită ouălelor. Le vom amesteca foarte bine și vom adăuga spanacul. Aceasta va fi umplutura pentru foi. Vom avea nevoie de o tavă mărișoară, unsă cu unt. Vom pune câte 2 foi, începând de la bază, și le vom umple cu cantități egale pentru fiecare strat. Nu puneți foarte multă umplutură pentru că este foarte consistentă. Și vom continua din 2 în 2 foi până când vom termina pachetul. La final, pe deasupra, vom pune câteva feluțe de unt. Dacă dumneavoastră vă place, puteți să ungeți cu ou. Eu am considerat că sunt mult prea multe ouă pentru o plăcintă cu spanac. Iar untul dă o crustă aurie foarte frumoasă. A se vedea cum arată. Plăcinta a fost coaptă la o temperatură de 180 de grade timp de 20 de minute.
Vă recomand cu drag această rețetă, este o plăcintă sățioasă, gustoasă, cred că pe placul tuturor și vă doresc poftă bună, dragii mei!